zapovod, a věřil si o tom. A Kula Bucur și salut prezența mea a tuturor celor care astăzi sărbătoresc, să spunem, deschiderea unui nou an universitar. Mă bucur pentru că această deschidere, ca și cea de anul trecut, care a fost de probabil și cea care, anul, care va veni anul viitor, a fost una extrem de sinuoasă, discutată și cei care sunt în spatele scenei, cum se spune, știu mult mai multe despre numărul de locuri, despre modul în care specializările au căpătat aceste locuri, despre frământările noastre în legătură cu Galațiul și cu ce s-a întâmplat acolo, despre intervențiile până la nivel ministerial și așa mai departe. Deci mă bucur că am reușit să începem un an universitar în niște condiții bune, în niște condiții în care specializările și-au găsit cursanți și în niște condiții pe care sperăm să le dezvoltăm în continuare. Și am și domnul inspector general vis-a-vis de sală de sport pentru partea de iarnă și vă rog, domnule decan, să bateți palma și cu cei de la Iorga și cu cei de la Mungoci, astfel încât studenții noștri să beneficieze de spații respective pe un program pe care îl puneți de acord. Iar în perioada de iarnă să existe și acest condiții cadrul necesar pentru a desfășura ore de educație fizică. O să ne mai gândim și împreună să vedem care sunt soluțiile pentru locuri de muncă. Pentru că de multe ori avem studenți performanți, așa cum ați spus și dumneavoastră, avem cadre didactice cu rezultate deosebite în cercetare, dar trebuie să ne regăsim și cu rezultatele acestea în practică, în angajarea studenților, a studenților noștri, în contracte de parteneriat și cu acele unități economice, acele agenții economici care funcționează în continuare, să găsim cea mai bună formulă de cooperare pentru cei din agricultură, pentru că, după cum ați văzut, a fost un apetit așa pentru scrierea la agricultură. Deci avem posibilitatea să sprijinim, să ne mișcăm, să spunem, în acest cadru care nu este unul foarte provincial în momentul acesta. Dar sigur că noi sperăm ca momentele astea mai dificile ale economiei să treacă și să găsim pentru cei care vin după noi locuri de muncă pe specializările pe care le-au luat. Eu vă doresc succes, mă asigur de toată disponibilitatea instituției primarului de a colabora cu facultatea. Am văzut pe domnul decan să dăm de excelență. Nu asta este problema noastră. Din păcate, fără a neglija recompensa morală pe care mulți și-o doresc, problema noastră este să fim alături de dumneavoastră, să găsim împreună soluții, astfel încât Facultatea de Inginerie la Brăila să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții în continuare, iar noi să avem satisfacția, noi când spun asta vorbesc despre cadre didactice, despre conducerea universității, despre autoritățile publice, locale și județene, să avem satisfacția că de pe băncile universității, de pe băncile Facultății de Inginerie, ies oameni foarte bine pregătiți. V-aș mai ura și eu un lucru interesant să aveți o cooperare bună cu celelalte instituții de învățământ care funcționează în Brăila.